Incidentul a avut loc azi dimineață în prima pauză. La ora 10, un elev a spart o fiolă pe care scria Stink Bombs. O cumpărase de la un magazin de farse pentru petrecerea de Halloween, dar a crezut că poate să împrăștie lichidul în sala de clasă. Am crezut că glumește, n-am crezut că o să fie ceva foarte serios, dar ne-a fost rău tuturor. Am avut stări de vomat și vomat. Fetele au vomat de 6 ori. Frisoane, ne-au durut capul. A fost trimis acasă, a fost exmatriculat. Ați mai avut probleme cu el? Nu, e nou, anul ăsta a venit. A venit un coleg foarte șocat la mine, să spună că cineva dintr-o clasă a spart o fiolă, e cam ceva de genul ăsta, și conținea un lichid care nu miroase foarte frumos. Și atunci când spargi fiola, lichidul se împrăștie și lasă un miros destul de poribil. Și fiolele? Nu știu sigur, e transparent, ca un fel de avort al mine. Cum de fi dat drumul la un copil la asemenea fiolă? Aici o întrebare firească. Și a dat drumul la o fiolă rău mirositoare. Imediat toți copiii au fost evacuați. Adolescenții se simțeau din ce în ce mai rău, așa că directora liceului a sunat la ambulanță. S-a primit o solicitare la liceul George Hălinescu, în municipiul Constanța, pentru mai mulți copii care au inhalat o substanță necunoscută. În urma inhalării acestei substanțe, copiii prezentând senzație de vomă și vărsături. S-au deplasat la fața locului 4 echipaje ale Serviciului Județean de Ambulanță Constanța. Elevii au ajuns la urgența secției de pediatrie a Spitalului Județean Constanța și după mai multe ore de analize și tratament, părinții au decis să nu accepte internarea în ciuda simptomelor. Ce simptome avea? De cap, vărsături, amețeli, n-a putut să-și mai țină picioarele. Am prevăzut în regulamentul de ordine interioară sancțiuni pentru astfel de fapte, 3 zile eliminare de la cursuri și media 6 la purtare. Acum, în funcție de evoluția lucrurilor, dacă starea copiilor se agravează, Consiliul Profesorilor Clasei va decide sancțiunea finală. Polițiștii constanțeni și inspectorii școlari au declanșat și ei o anchetă, în urma căreia se va stabili dacă profesorii supraveghetori au o vină în acest incident.